Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci le-a împărțit averea, dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porci. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porci, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine a zis, Câți argați ai tatălui meu sunt undesulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și ridicându-se a venit la tatăl său, dar încă departe fiind el a văzut tatăl său și s-a făcut milă. Și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Atunci a zis fiul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi și-l îmbrăcați. Și dați-ne în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îndrășat, înjunghiați-l ca mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și-a înviat. Pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească, iar fiul cel mare era la țarină. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, Iată de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și-a înviat. Pierdut era și
să aflăm.